Bine v-am găsit, stimați telespectatori și dragi prieteni, la emisiunea Dilemele Credinței. Tema de astăzi pe care o vom discuta este legat de trișare. Reprezentanții Ministerului Educației au declarat, și citez, dotarea cu camere de luat vedere a centrului de BAC este o măsură care vine să asigure un proces de evaluare a cunoștințelor candidaților. O mare zarvă s-a făcut în societate în moment ce au apărut camerele de luat vederi. Pe mulți i-a deranjat, pe alții i-a bucurat și toate acestea au fost doar cu un singur scop, pentru ca evaluarea cunoștinților să fie corectă. Tema de astăzi, vă aduc aminte, este trișarea. Pentru dezvoltarea acestei teme sau acestei dileme, a trișa sau a nu trișa, e bun sau rău, avem două invitate. Ambele sunt studente. Una este la Facultatea de Psihologie și alta la Facultatea de Medicină. Deci prima invitată este domnia sa Olesea Glodeanu, studentă la medicină și vă zic bine ați venit. Mulțumesc. A doua invitată este domnia sa Bâtcă Dumitrița, studentă la Facultatea de Psihologie. Bine ați venit. Bine v-am găsit. Deci dumneavoastră sunteți studente. Da. Evident că ați trecut prin experiența care se numește examene. Da. E plăcut? Sunt plăcute examenele? Uneori da, uneori nu. Și când este da și când nu? Atunci când înveți, e plăcut. Când nu, mai puțin plăcut. Când ești sigur că treci examenul, dacă e bine. Dacă ești sigur pe tine, atunci vine. E experiență bună. Da. Bine, și acum să vorbim despre trișare. Ați auzit citatul pe care l-am prezentat din partea Ministerului Educației ce privește trișarea. După părerea dumneavoastră, ce este trișare? Din punctul meu de vedere, a trișa înseamnă a încălca un set de valori ca să-ți obții scopurile. Înseamnă să furi, să înșeli, să minți, ca să obții tu anumite beneficii. Interesant. Deci după dumneavoastră, trișarea este mai degrabă un sindrom, adică pentru că include mai multe simptome de încălcare a anumitor lucruri sau seturi de valori pe care ați vorbit dumneavoastră. Exact. Deci e un conglomerat de încălcări. Interesant. Dar părerea dumneavoastră? Eu cred că a trișa, că atunci când trișează un om, mai întâi se înșală pe el însuși. Adică el se minte mai întâi pe el, își minte principiile sale și le încalcă și încalcă gândurile și propriile cunoștințe. Și atunci când el trișează, cum se spune și în dragoste, mai întâi trebuie să te iubești pe tine și apoi vei iubi și pe alții. Și atunci când el își încalcă propriile lui principii și se minte pe el, atunci nu va avea încredere și în alți oameni. Îi se va părea că și alții trișează în diverse domenii. Interesant. Deci, în primul rând, trișarea privește persoana care trișează. Asta e o daună despre care vorbiți dumneavoastră în privința, dauna care îi se aduce. Dauna personalității. Personalității sau individului. Interesant. Spuneți-vă, rog, când vorbim acum despre trișare, după părerea dumneavoastră, se încalcă numai norme morale despre care vorbiți dumneavoastră sau se încalcă și norme legislative? Eu încă n-am auzit ca să fie pedepsită trișarea. Sau... Dar poate să fie asociată trișarea ca corupția. Bine, sunt anumite consecințe. De exemplu, dacă treci la un examen, poți să fii dat afară. Păi și e pedepsit? Da, e pedepsit. Dar nu e atât de grav, adică nu te duce la închisoare sau ceva de genul ăsta. Nu te închide. Oricum, dacă când trișezi, tu mai întâi îți încalci, cum dumneavoastră a spus, principiile tale morale. Mai întâi tu te simți apoi vinovat. Asta e una dintre cele mai importante încălcări. Vinovăția ta care pe parcursul vieții o să te urmeze. Și eu cred că asta e cel mai important, principiile morale mai întâi. Ok. Spuneți-vă, rog, putem privi trișarea ca fiind minciună? Da. E o minciună. Cum am mai zis, ți-a minți mai întâi pe tine. Ok. Dar a minte. Deci a spune neadevăr, a prezenta neadevăr, a deghiza realitatea. Nu? Da. Atunci când trișezi, tu iai cunoștințele, de exemplu, la un examen, iai cunoștințele pe care tu nu le deții, pe care personalitatea ta nu le deține.
Deci, înseamnă deci să, cum înseamnă, este dacă minți? Înseamnă să arăți că știi când tu de fapt nu știi. Ok. Un student care trișează, de exemplu, la examen, minte pe sine și pe cine încă mai minte? Minte profesorul, okay. Minte societatea. O, societate, ceva mai larg. Da. Păi și dacă toată societatea o minte, e pedepsit cumva? Sunt după legi, anumite legi, cred că nu e pedepsit. Dar trebuie? Sunt anumite consecințe. Ok, dacă nu suntem la juridică, jurisprudință, pentru ca să dăm o definiție. Ok, dar ce spuneți, trișarea poate fi și furt? Furt, da. Da, furt ceva ce nu ți aparține. Oh, interesant. Furi anumite cunoștințe pe care tu nu le ai. Și a fura e bine? Nu. Sigur că de nu ce? Bine. Chiar este poruncă să nu furi. Dumnezeu ne-a dat poruncă să nu furi. Să nu iei ce nu ți-a aparținut. Da, din copilărie părinții ne-au învățat să nu furăm. Da. Și la examen e o persoană care trișează. Cum se manifestă furtul ăsta? Prin folosirea unor copiuțe sau unui material care nu îi aparține, care este copiat dintr-o carte și, cu ce și apoi e translat pe, altă, pe alt material, pe altă foaie. Și cu ce scop? Să obțină o notă mai bună. Da, scopul de a se arăta că el cunoaște. Sunteți de acord că fură nota? Da. Sau evaluarea? Da. Și ea este deja deviată de la obiectivitate? Da. Cu siguranță. Deci, observați dumneavoastră, minciună, de când am înțeles la dumneavoastră. Trișarea este și minciună, și furt, și probabil că lucrul acesta se pedepsesc în societate. Nu? Da, se pare dumneavoastră? Astea, da, dar... Și cu toate acestea, de ce se trișează? Pentru... Nu se pedepsește. Și nici nu, pentru că nu se pedepsește. De obicei, studenții trișează pentru că nu depun mai mult efort să învețe și atunci caută soluții mai ușoare ca să obțină note mai bune sau chiar să treacă examenele. Da, și eu cred că se trișează din cauza că noi așa ne-am învățat să găsim o soluție mai ușoară. Creierul nostru este deja învățat, cum am zis, să găsească. Ah, interesant. Dar spuneți-mi, vreau, că trișarea este numai la examen? Bine, noi am pornit cu examenul pentru că dumneavoastră sunteți studente. Păi trișarea numai la examen? Nu, și în diverse domenii. Poate să fie și în viață. Dar poate fi îndreptățită trișarea? Da, nu există scuze. Și în care? Eu nu știu o situație în care poți să scuzi. Trișarea. Trișarea, da. Nu știu, mă gândesc poate atunci când o persoană e supraobosită și vine la un examen și nu reușește să învață, să învețe, sau din cauza unei probleme grave în familie și trebuie să trișezi, nu știu, poate în cauza asta nu există alte soluții, mergi, nu știu, vorbești cu profesor ca să dă examenul în altă zi sau nu există o soluție ca să fure ceea ce nu e al tău. Bine, mulțumesc mult pentru sinceritatea dumneavoastră. Știu că poate v-am luat prin mai multe surprindere ce privește tema cu trișarea, dar vă propun acum să vizionăm părerea specialistului în psihologie. Cum definește dânsa sau psihologul dânsa trișarea? Cum să definim acțiunea cuvântului a trișa? Sau ce înseamnă să trișezi. De fapt, el provine cu adevărat din mare, mare acțiune a minți. Momentul în care folosim mijloace necinstite pentru a câștiga ceva. Evident, câștigul va fi necinstit pentru că și intenția a fost necinstită. A trișa, de fapt, ține mai mult de un anumit domeniu. Este un pic mai îngust decât a minți. Și anume, el vine în domeniul jocurilor de cărți. Acolo se trișează pentru că se ascunde o carte, pentru că își schimbă cumva non-verbalul și arată că cumva îi lipsește ceva pentru a câștiga și atunci în final el arată că el câștigă. Da? Deci toate mijloacele sunt acceptate, important este câștigul final. Trișarea în sine poate să se manifeste și în domeniul susținerii examenelor. Deci studenții școlarii care au și ei niște chestii ascunse pe sub hăinuțe care să le vină în ajutor dacă nu vor cunoaște un răspuns la o întrebare și asta la fel e o trișare. Respectiv, dacă să îl apreciem
drept pozitiv, negativ, evident acest concept, trișarea în sine și acțiunea ei de a trișa este una negativă. De ce? Pentru că se încearcă prin toate mijloace să ducă în eroare pe omul care este evaluatorul, se ducă în eroare echipa în cazul în care este sportiv și încearcă să trișeze la campionat. Și inclusiv trișarea în jocurile de noroc, inclusiv în sala de susținere examenilor. De aceea nu poți să trișezi cu intenții bune. Mereu intenția negativă și rezultatul trișării este una negativă. Cum ați observat părerea psihologului, este interesantă ce privește trișarea. Da, și că puțin diferită ca noastră. Nu, atât de diferite. Trișarea, cu siguranță că este un lucru foarte negativ despre care și vorbiți și dumneavoastră. Dar ce spuneți dumneavoastră despre atitudinea în societatea care dumneavoastră locuiți sau sunteți, vă trăiți viața, față de trișare? Depinde și de om. Dacă omul trișează, el va vedea și în cealaltă persoană un om care trișează. Dacă el este un om care își respectă principiile și are ca principiu să nu trișeze, el va avea încredere și în alți oameni. Cum spunea și Iulius Cezar, că eu iubesc să trișez, dar nu iubesc trădătorul, adică cel care trișează. Nimănui nu-i place să fie înșelat, să fie mințit. Eu cred că orice om din societate are o părere negativă împotriva trișatului. Da, și chiar dacă și condamnă. El a încercat în viață de multe ori să trișeze, oricum pe ceilalți oameni nu va putea vedea ca cineva care trișează, ca un laș, ca și cum. Dar la modul general, în societate, sunt trei studenți, de exemplu, dumneavoastră sunteți între studenți. Deci viața vă o trăiți cu studenții acum, la momentul dat. Eu dacă mă gândesc la grupa mea, nu cred că există student în grupa mea care să nu copie de la examen. Deci, cumva, studenții trec așa. Bine, hai să pun eu acum o întrebare mai specială. Deci, părerea dumneavoastră, colegii dumneavoastră sau mediul în care sunteți, cum priviți trișarea? Negativ sau pozitiv? Și părerea lor se definește sau e diferită de ceea ce fac ei? Studenții copiază, dar totuși nu văd cu ochi buni. Dar uneori sunt cazuri când ei se apără unul pe altul. Dar sunt uneori cazuri când ei invidiază pe cealaltă care... Trișare colectivă. Da. Uneori persoana care copiază sau trișează este invidiată de cei care nu pot să trișeze și ei. Orică ei n-au de unde copia, orică n-au sursa necesară de unde. Sau nu știu modalitatea de a trișa. Totuși, eu cred că studenții sunt conștienți că dacă trișează, o să rămână cu nimic când o să termine facultatea, dar totuși apelează la astfel. Oricum, nu majoritatea studenților sunt conștienți faptul ăsta. Majoritatea caută modalitatea cea mai ușoară de a trișa. Că sunt puțini, foarte puțini, care doresc într-adevăr să nu trișeze. Nu știu dacă există persoane care să nu știe, pentru că toți... Nu știe ce? Nu știe că e rău să trișezi. Pentru că toți avem... Toți știm ce e bine, ce e rău. Toți știm că e rău să fur, că e rău să minți. Okay. Nu știu dacă nu ești conștient. Toți știu, dar cu nimeni nu faci. Bine, și acum... Țin care fac. Și dacă știu, lucrul acesta influențează, îi dirigează, îi definește, le schimbă comportamentul? Deci nu mai trișă? Se pare că nu. Pentru că sunt foarte puțin sau poate chiar deloc studenți care să nu apeleze la o copiuță. Nu știu, de exemplu, dacă o persoană de la început a început să trișeze, ea este privită de ceilalți colegi ca o persoană care trișează. Și de fiecare dată când ia o notă mai mare, zice despre ea că ea nu a învățat, nu sunt cunoștințele ei proprii, chiar dacă poate că ea a învățat și n-a trișat în acel moment. Deci vreți să spuneți că cumva în societate, societatea studenților, s-a format un fel de o normă patologică. Da. De a trișa față de trișare. Din păcate, da. Da. Probabil că cei de la Ministerul Educației sunt îndreptățiți să pună camere de luat videi. Da, și sunt de acord cu asta. Sunteți de acord cu? Da. Și din păcate sunt și profesori care văd că lucrul ăsta se întâmplă și
Nu iau atitudine, da, exact. Față de asta. Vreau să întrerup acum discursul nostru și aș fi vrut să vă invit să privim un interviu Vox Populi, ce spune poporul, ce spun oamenii de pe stradă în privința trișării. Ce înseamnă a trișa? A luat fițuici, pentru început, dacă mă refer la examene. M-a întrebat colegii despre niște exerciții pe care trebuie să le îndeplinești. A trișa înseamnă a face un lucru incorrect, a minți sau a se folosi de o persoană pentru un scop anumit pe care să o știi doar tu. A trișa, eu cred că este să... în popor, cum spune, să amăgești. În ce situații îți permiți să trișezi? Păi, nu știu, cred că, de exemplu, în viața de zi cu zi poți să trișezi uneori. Poți să trișezi când, spre exemplu, faci ceva rău sau neplăcut pentru o persoană dragă, doar că ți-e să iasă bine din asta. Eu nu trișez. Încerc de fiecare dată să fiu corect. Ai copiat vreodată la vreun examen? Da. Trișare, este o minciună? Da, pot spune că este o minciună, are legătură, însă nu e la fel de gravă ca o minciună spusă unei persoane, adică cu un alt scop. O trișare cred că este mai mult folosită pentru jocuri sau la examen, cum ați zis și dumneavoastră. În general, da, aș spune că trișarea la fel este o minciună. Prin ce se deosebește trișarea de minciună? Trișarea de minciună? Minciuna este ca să-ți te aperi pe tine, cumva, dar trișa îl pui pe cineva la încercare, eu cred că. După cât ați observat dumneavoastră, societatea nu o privește trișarea ca fiind nu gravă. Deci o evaluează nu ca gravă. Deci e nu e normă, dar nu e gravă. E interesant lucrul acesta. Ce părere aveți? E bine sau rău? Nu, asta e foarte rău. După cum am spus eu la început, eu o văd mult mai gravă pentru că include încălcarea mai multor valori. Mm-hmm. Să minți, să furi, să înșeli sau să trișezi și am tot întreg. Exact. E un fel de trust. Da. De încălcări. Când trișează o persoană, trișarea poate să rămână doar pe loc, dar invidia și problemele între persoane, ele poate să parcurgă, să fie în toată viața, adică din cauza unei singure trișări. De așa o întrebare am. Dumneavoastră ați fi vrut să fiți trișate? Sigur că nu. Nu. Așa cum nu-mi place să fiu mințită. Da. Și cum se spune, dacă îți faci unui om ceea ce nu vrei, tu să-i faci. Exact. Bine, părerea dumneavoastră, la ce duce trișarea? Care sunt rezultatele ei? Numai la efecte negative, în plus. Dar uneori doar și pozitive. Om, și pozitive înseamnă că o îndreptățiți. Da. Când trișezi, obții anumite, nu știu, îți îndeplinești anumite scopuri sau îți creezi un fel de imagine bună, dar în spatele imaginii, de fapt, sunt anumite acțiuni negative. De fapt, nu ești ceea ce, de fapt, arăți că ești. Ce spuneți de o astfel de expresie? Scopul scuză mijloacele. Chiar e bun citat. Se poate de aplicat și aici? Dom'le, am un scop, să iau o notă bună. Sau să devin un medic, un doctor. Să devin un specialist în psihologie. Nu o să poți deveni niciodată un specialist bun dacă apelezi la trișat. Pe moment, statul ăsta poate fi adecvat, doar la moment. Apoi, dacă privești în ansamblu întreaga viață, citatul nu poate să aibă o corelație cu viața. Fiindcă, de exemplu, ca medic, ca să trișezi, te ajută la un moment, da, îți ridică nota. Însă în viață aceasta este un lucru foarte rău. Când te vei duce în fața pacientului, nu vei putea să-ți aduci aminte, să scrii pe Google ce trebuie să faci.
Exact, ce contează dacă, dacă ai avut... Să ai încredere în tine că tu că vei putea, fără deci, să depinzi de cine. Ce contează deci, că ai avut note bune în facultate dacă ajungi în fața omului și tu nu știi cum să-l ajuți pentru că nu ai resursele necesare? Deci ajunge un specialist a realiza o performanță. E un scop bun, nu? Da. Da. Și mijloacele rele, dacă sunt folosite, e corect? În societatea noastră, puțin oameni... În cazul dat trișare. Cam puțin oameni care încearcă să nu trișeze. Bine, și la ce duce trișarea, până la urmă? Deci, dumneavoastră vreți să deveniți medic, iarăși mă repet, dumneavoastră vreți să fiți un psiholog. Poți să devii fără să studiezi sau trișind doar la examene? Nu ajungi un profesionist. Nu ai cum să ajuți oamenii dacă... Tu ai folosit dacă trișarea. Nu faci la momentul dat la examen, nu treci cu propriile tale cunoștințe, cu propria încredere în tine, atunci în viață tot nu vei putea să faci un anumit lucru stând cu tine, stând de față cu pacientul, tu și pacientul. Adică vei avea nevoie tot de cineva care să te îndemne să faci. Interesant. Vei avea nevoie să ai ceva în buzunar de care să te conduci, fără să ai în creierul tău. Trebuie să te gândești ce o să faci în momentul în care o să ajungi față în față cu omul, cu clientul tău, atunci nu o să mai poți să trișezi. Deci, din spunsele dumneavoastră, înțeleg că mijloacele, deci trișarea nu e mijloc de a atinge scopurile. Nu. Nu este mijloc. De ce? Pentru că nu poți devii un doctor. Păi nu pot să-mi imaginez eu un doctor care nu știe, nu cunoaște sau nu poate să ajute, sau un psiholog la fel. Și lucrul acesta privește toate domeniile. Pentru că va trebui cumva să ne răspundem la o simplă întrebare, probabil că. Pentru ce există examenele? Ca să ne evaluăm cunoștințele, să vedem ce știm, ce nu știm, unde să mai lucrăm, ce să mai învățăm. Cu părere de uneori, examenele stimulează studenții. Da, stimulează să ne... Să trișeze mai... sau să acumuleze cunoștință. Parcă este inversul cunoștințelor. Da, tot este opusul. Exact. Da. Deci examenele sau o stimulare și o stimulare pentru ca studentul să atingă scopul. Și anume să devină un specialist sau să înmagazineze sau să-și ia un bagaj de cunoștințe atunci când își termine, când își ia diploma de licență. Deci trebuie să devină un specialist. Și atunci când el dă un examen și nu trișează, el atunci, cum a spus și Dumitrița, el vede cunoștințele sale și tinde să se dezvolte acolo unde vede că este ceva, unde nu cunoaște. Spuneți-vă, dar e posibil o viață fără trișare? Un student fără trișări la examene? Ce zâmbet aveți? Nu știu, e bine sau rău? Înseamnă e posibil, însă nu te mai... Înseamnă un student cinstit. Însă un student harnic care își face temele de zi, care învață. De fiecare student depinde aici. Dacă studentul are încredere în el și dacă și-a pus un scop să învețe și și-a pus principiul să nu trișeze, el poate să aibă rezultate. Iar dacă un student și-a pus în gând sau caută calea cea mai ușoară și nu vrea să muncească, sigur că va trișa și se va gândi numai să caute mijloace cum să copie. Interesant. Interesant, spunea cineva, un prieten de-al meu, că nu toți doctorii sunt doctori. Deci toată lumea, deci toți doctorii despre care vorbește el, toată lumea are deci, diplome de doctor. Dar nu sunt toți doctori. Ce spuneți despre asta? Înainte să intru la universitate, tot nu înțelegeam fraza asta. Cum stai 6 ani și să înveți și tot să nu ești doctor? Însă când am intrat la universitate, am înțeles din ce anume eu am vedere. Chiar sunt foarte curios. S-a schimbat părerea, pentru că eu îi țineam, adică cu doctorii. Să acum mi-am schimbat părerea. V-a schimbat părerea? Cu siguranță. Cu părere de rău, probabil că nu? Nu, cu părere de rău. Da. Vedeți... Provocările vieții care sunt, prin care trece orice ființă umană, ne face pe noi să dăm sau să răspundem, să avem o reacție adecvată. Și dacă și aici nu avem cum să trișăm, nu? Nu avem cum să evităm sau să ne facem că n-am văzut sau că nu știu cum.
trișarea este exclusă, pentru că ești tu și viața sau provocare. Probabil că de motivul acesta ar trebui noi să recomandăm tot, deci, studenților, lumii ăsta care se numește studențime, lume de știință, să nu trișeze. Da, trebuie să promovăm aceasta. Cu siguranță. Da, noi toți vrem o societate mai bună, cu profesioniști, oameni care știu bine meseria și, de fapt, ce se întâmplă în școlile noastre și în facultăți. Deci ar trebui să începem schimbarea prin noi. A, să arătăm un exemplu noi, că noi, că noi nu trișem și alții oameni vor vedea exemplul nostru și vor dori și ei. Da. Cineva dintre dumneavoastră spunea că dacă există viață fără trișare și vei ieși un specialist, dar probabil cu o notă mai josă. Ați spus dumneavoastră, spuneți. Ok. Și vi se pare că nota va defini ești tu specialist sau nu? Nu cred. La moment, în universitate contează nota, dar în viață, părerea oamenilor, în viața asta ar trebui să conteze cea mai mult. Atunci, față de tine și față de cunoștințe. Știți că examenele există pentru ca să evalueze cunoștințele, dar caracterul omului, viața omului, evaluarea cea mai înaltă, probabil că o va da societatea, ce spuneți? Da. Dar când vine un om la tine ca să-l ajuți într-o nevoie, nu o să te întrebe ce notă ai avut în facultate. El o să aștepte să... soluționezi. Da, să-l ajuți cât mai bine și să-i dai cele mai bune soluții, să-ți faci bine treaba. Nu pot să zici, uite, știi, am trișat. Da. Dar nimeni nu știu. Zică niciodată că trișat. Totuși vei fi rușine de zic asta. Bine, mulțumesc foarte mult pentru sinceritatea dumneavoastră. Și noi vă mulțumim că ne-ați invitat. Sper că poate și cu alte emisiuni, cu alte ocazii, o să vă invităm pe dumneavoastră și veți accepta invitația. Cu mare plăcere. Cu mare drag. Să aveți toate bune și în toate să fiți autentice. Stimați prieteni, trișarea este un lucru rău. Și probabil că nu este o normă. Este o pseudonormă în societate. Societatea noastră unde este greșeală, unde este păcat. Cunosc pe cineva care a venit în lumea aceasta și a arătat o viață la superlativ. Viață fără trișare. Este Domnul Hristos. Vă invit pe dumneavoastră ca să faceți cunoștință cu El mai din aproape și să luăm exemplu de la El. Și acum vă spunem la revedere, până data viitoare.